Guvernul dă cu o mână, dar ia cu alta. Executivul plănuiește să majoreze salariul minim pe economie de la 1 iunie 2024, dar la pachet va elimina și o facilitate care le lăsa salariaților mai mulți bani în buzunar. Potrivit unor surse politice, odată cu creșterea salariului minim, guvernul va elimina netaxarea celor 200 de lei din salariu. Discutăm mai multe despre acest subiect împreună cu economistul Flavius Rovinaru. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Domnule Rovinaru, așadar, iată, guvernul vrea să elimine această facilitate care lăsa cei 200 de lei netaxați din salariu și vrea în același timp să crească și venitul minim pe economie. Cum vor arăta aceste calcule la final? Câți bani va primi în mână un salariat? Acum, sunt două chestiuni în discuție aici. Să ne amintim că premierul Ciolacu, încă din decembrie 2023, anunța intenția ca la 1 iulie să majoreze salariul minim pe economia națională, undeva la 3700 de lei. Totodată, premierul spunea în decembrie faptul că până la 1 iulie 2024 nu se va scoate acea sumă de 200 de lei, care este exceptat din ceea ce înseamnă plata taxelor și impozitelor, dar nu făcea niciun fel de precizare ce se va întâmpla de la 1 iulie încolo. Deci este foarte posibil să fim în această logică. Premierul spunea atunci că, într-adevăr, această mișcare este pentru o predictibilitate mediului de afaceri. Sigur, acum este o chestiune destul de dificilă de răspuns la această întrebare, cât vor încasa românii de la 1 iulie sau de când vor încasa, pentru că întotdeauna în această discuție intervine o negociere cu zona de patronat, cu mediul de afaceri, iar dacă să ne gândim la luna decembrie, ce s-a propunea o creștere la 3700 de lei a salariului minim, în vreme ce mediul de afaceri propunea o creștere de 3500, spunea că este sustenabilă. Acum, această eliminare a celor 200 de lei din necalculul contribuțiilor la bugetul de stat nu poate decât să facă rău celor care sunt în zona salariului minim. Să nu uităm peste 1.800.000 de oameni în România care se încadrează în această categorie și automat această bugetare. Acum, sigur, putem ca să glumim cât de mult vrem să spunem că nu este o creștere spectaculoasă în casării bugetare dacă ne raportăm la cei 200 de lei, dar dacă vă zic că sunt peste 1.800.000 de români care încasează salariul minim și dacă încercați să înmulțiți ceea ce înseamnă sumele rezultate din taxarea celor 200 de lei lunar, vedeți ce înseamnă acest lucru. Da, vedem ce înseamnă aceste lucruri, domnule Rovinaru. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, profesor de economie la Facultatea de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, domnul Flavius Rovinaru a fost în legătură telefonică directă cu noi pe tema creșterii salariului minim pe economie de la data de 1 iunie, potrivit unor surse guvernamentale.